Dragii mei, salutare, o nouă emisiune, Generația lui John. Astăzi nu o să dansăm, nu o să respectăm nicio coreografie, însă vom face bine și vom asculta din partea profesioniștilor, experților, oamenilor cunoscuți, oamenilor care se pricep câteva lucruri despre trecut, prezent și de ce nu către viitor. Zizica, Alexandra Negulescu pe partea de buletin, bine ai venit, în sfârșit, după zeci de mii de ani, pentru că, pe bune, ești foarte greu de prins la nivel local, deși tu de aici ai început toate lucrurile, da? Da. Hai să le o scurtă prezentare pentru cei care nu te cunosc. Da, în primul rând, bună seara și bine v-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație. Cu mare drag! Ce să vă spun? Cu ce să începem? Nu știu, uite, unul care se uită la tine acum și nu te cunoaște niciun clar, mă, cine-i fata aia? În primul rând, sunt dansatoare, profesionistă și coreograf. Uite, eu mereu am avut un dubiu sau de fapt o curiozitate, pentru că nu mi-a explicat nimeni până în prezent. Care e diferența între o dansatoare oarecare, și nu mă refer la una care dansează în casă, și una care totuși e văzută undeva într-un club sau într-o anumită trupă, și o dansatoare profesionistă? Are nevoie de o hârtie la mână, are nevoie de niște recomandări, trebuie să apară la TV, la televiziune naționale? Da, dansatoarea profesionistă este o persoană care are studii de dans, care a făcut sau care a urmat niște cursuri specializate, o persoană care este plătită pentru ceea ce face, în primul rând, asta înseamnă, și nu neapărat să apară la televizor, este, poate fi dansatoare profesionistă și într-o trupă de dans care... Eu știu, de pe vas sau depinde. Asta înseamnă dansator profesionist, să urmezi anumite cursuri și să fii plătit pentru ceea ce faci. Să fie o profesie, de fapt. Exact. Mă gândesc despre că asta e vorba. De fel, în momentul în care ești profesionist într-un domeniu și te adresezi publicului larg, ar trebui să te vezi și la televizor. Să n-aibă cineva dubii. De când ești dansatoare profesionistă, și nu mă refer la tine, da? Un caz oarecare, da. Și nu apari într-un videoclip pe TV, undeva acolo? Bine... Detaliile astea sunt mai mult, cred că, specifice țării noastre, pentru că în alte țări, dansator profesionist este fix ce v-am descris. La noi, bineînțeles, dacă nu apare la TV, nu ești important. Adică... Foarte corect. Bine, asta a fost o construcție, se pare că din ce în ce mai tare și respectată, dar poate modificăm niște lucruri. Hai să ne întoarcem un pic în timp, să-mi spui când anume ai fost pentru prima dată atrasă de domeniul ăsta al dansului și mergem și către coreografie, dar nu știu, da. Ți-a plăcut de mic, ai văzut pe undeva, ți-a recomandat cineva. Eu de mic am fost o persoană activă, un copil activ. Se vede, adică ai foarte multă energie și în prezent. Da, am foarte multă energie. Începând cu vârsta de 3 ani am făcut balet, nu mi-a plăcut foarte mult, recunosc. După care mama a început să mă dea la diferite sporturi, am făcut karate, gimnastică, tenis, înot, scrim, atletism. Foarte multe. Ai avut o listă la După ele. Care, bineînțeles, m-a văzut că eram pasionată de dans și am început să urmez cursuri de dans la Palatul Copiilor din Ploiești, unde am început și cursurile de actorie. Actoria a fost, este pasiunea mea secretă, să spun așa. Nu mai secretă din momentul ăsta. Nu mai e secretă, da. Am urmat actorie foarte mulți ani. A fost viața mea actoria, mi-a plăcut enorm de mult. Însă dansul... Așa mi s-a oferit șansa, să spun așa, să continui cu dans. Bine, dar uite, între dans și actorie, percepția mea, s-ar putea să mai fie încă 1000 de oameni. Nu era mai bine către actorie? Probabil că era mai bine, dar degeaba ești un actor bun dacă stai acasă. Adică șansa este cea mai importantă în viață, mi-am dat seama. Sunt foarte mulți dansatori foarte buni, foarte mulți actori buni, cărora nu li s-a oferit șansa. Și atâta timp cât ai două preferințe, să spun așa, cum am avut eu norocul să aleg între dans și actorie, din moment ce mi s-a oferit o șansă destul de specială, să spun, în domeniul dansului, automat am ales dansul, decât să aștept să... În continuare pot să urmez o facultate de actorie, nimeni nu mă oprește, la orice vârstă pot să fac chestia asta, dar deocamdată încerc să fac dansul cât de bine pot și să... Spui și lucruri interesante, captezi atenția, ai vorbit mai bine de un minut, fără să mai intervin eu, ai anumite Îmi place lucruri. Să vorbesc, dar recunosc. Înainte de emisiune m-a amenințat, vorba vine, eu să vorbesc în emisiune, că să mă lași, că nu pot să fiu standard așa, să stau și să nu zic nimic, ceea ce chiar mă bucur. Am spus că nu sunt foarte serioasă, nu serioasă. Foarte serioasă, domnule, trebuie să mai și zâmbim în emisiune, da? Că altfel ne supărăm unul pe celălalt. Bun. Imaginea dansului în sine pe TV este în continuare foarte
alterată, da, foarte stricată, spre mizerie. În funcție de canalul pe care ne uităm, s-ar putea să credem că o dansatoare nu trebuie să facă altceva decât să miște un pic în stânga și dreapta și gata. Corect. Și-a luat bani. Însă, uite, mie chestia asta îmi place foarte mult, pentru că trebuie să ai o școală în spate. Trebuie să ai experiență. Experiența e cea mai importantă. Nu ești un nei ca nimeni și hai domne că dansezi și eu într-un videoclip și la revedere. Că poate sunt niște oameni care se uită la noi și care oarecum sunt așa supărați judecă, pe tine. Da, nu da. Supărați pe tine, supărați că de ce ai ajuns toată de mare. Că mie mi se pare că e de bine. Da, da, da. Bun. Ce a trebuit să faci? Care a fost detaliul care a făcut diferența? În primul rând munca. Am muncit foarte mult. De exemplu, ce m-a motivat pe mine foarte mult, îi mulțumesc doamnei profesoare Zoia Martin, care m-a format de aici, de la Palatul Copiilor, Dumnezeu să ierte, a decedat acum câțiva ani, este modelul meu în viață, să spun așa. Ea m-a format și m-a motivat. Eu un an de zile a trebuit să stau pe bară, cum se spune, să intru, să fac parte din trupa respectivă. Nu mi-am meritat locul, după cum spunea dânsa, până nu își dădea seama că sunt pasionată de ceea ce fac și că vreau cu adevărat să intru în acea trupă și să fiu dansatoare. Am intrat într-un sfârșit în acea trupă și cum era la noi când eram micuțe, bineînțeles, așezarea în formație. Eu eram pe linia a treia, să spunem, erau patru linii și eram... Să ajung pe prima linie a fost motivația mea ca și dansatoare, fiind micuță. Când ajungeai pe prima linie, erai una dintre cele mai bune, automat. Și într-un sfârșit, după ce am crescut și am evoluat alături de ele și așa, am ajuns pe prima linie. Ceea ce m-a făcut foarte fericită. Și totodată am evoluat eu ca și dansator, m-a ajutat foarte mult. Într-adevăr, cred că decât două fete, încă o fată alături de mine, au continuat cu dansul dintre toate fetele care... N-au fost suficient de motivate? Nu, au ales altă cale. Au fost și ele pasionate și încă suntem, încă noi comunicăm, ne mai întâlnim când avem timp, bineînțeles. Ne aducem aminte cu mare plăcere de zilele acelea. Este cea mai frumoasă experiență din viața mea. Alături de acea trupă de revistă, că noi am fost trupa de revistă a Palatului Copiilor și am trăit niște momente extraordinare. Am luat, în fiecare an luam marele premiu pe țară la concursurile de teatru de revistă, de dans, eram cea mai bună trupă din țară. Un început benefic pentru tine și asta pentru că, vezi, exact. Tu ai fost motivată. Sunt foarte mulți oameni care au o experiență neplăcută și zic, domne, exact. Nu sunt bun de nimic, nu sunt capabilă și asta e, nu o să mă placă nimeni, nu o să mă angajeze. Totuși, dacă analizăm lucrurile la rece și vedem oameni muncitori, ai punctat oarecum munca să te dedici, cred că pasiunea nu prea mai și are locul sau dacă și are locul, e foarte greu să o evidențiezi în 2014. Așa este. Muncești dimineața și până seara și mă refer pe partea de dans, poate și acolo e la fel și ai nevoie de mai mult de atât. Adică pasiune, dar trebuie să și mănânci ceva, că poate ești atât de pasionat încât nu-ți dai seama că meseria respectivă nu are nicio legătură cu pasiunea ta. Da. Cum ai făcut să le îmbini? Există o problemă, părerea mea, în România. Toată lumea se așteaptă să li se ofere șansa. Însă eu nu am început cu Andra. Într-adevăr, sunt de 7 ani dansatoare la Andra. Însă eu am început singură, după ce am făcut parte din această trupă care ulterior s-a destrămat. Mi-am făcut una din colegele mele, de fapt, era majoretă la CSU Asesoft. Și ea mi-a spus, eu sunt majoretă și m-a influențat în... foarte pozitiv, să spun așa. M-a influențat pozitiv. Îmi cer scuze pentru greșeală. Nicio problemă, acceptăm scuzele. M-a influențat pozitiv și mi-am dat seama că și eu sunt în stare să fac asta și eu vreau să continui cu dansul și mi-am făcut o trupă de dans, trupa Happy Dance, care este prezentă și la evenimente, și la concursuri și peste tot. Și am început singură. Mi-am format, mi-am luat colegi, mi-am făcut trupa de dans, după care am primit diferite oferte. Automat, din moment ce omul te vede prezentă în diferite evenimente, în diferite concursuri, te apreciază, bineînțeles, dacă ești bun și dacă îți place ceea ce faci și îți oferă diferite colaborări.
Eu am fost și instructoare la o casă de modeling, am fost instructoare de dans, după care am început să predau dans pentru copii, foarte multe proiecte legat de dans, ușor, ușor. Însă eu am făcut primul pas să-mi fac trupa de dans și să nu am așteptat să stau acasă, să stau numai în sala de dans și să vină cineva să-mi bată la ușă să-mi spună, vai, vreau să fii dansatoare. Ca și la Andra, am fost la casting, adică sunt atâția dansatori în țară care spun, vai, dar de ce sunt decât grupul lor acolo de dansatori din care se rotesc de la un artist la altul? Pentru că nimeni nu vine la castinguri. Eu am fost prezentă la castinguri și vin aceiași dansatori. Adică dacă vrei să faci parte dintr-o organizație a dansatorilor, să spunem așa, trebuie să mergi la castinguri, să-ți dai interesul, să nu te descurajeze dacă n-ai luat primul casting, să mergi mai departe, poate acolo nu ți-a fost locul, pur și simplu. Și să îți vezi interesul, dar la noi nu, dacă tot timpul lumea se așteaptă să vină cineva și să le ofere. Nu e așa. Adică... Nu cade nimic din cer și exact. Rețeta asta pe care ne-o prezinți e valabilă în foarte multe alte domenii, chiar dacă noi credem, domne, poate așa merg lucrurile în dans. Nu. 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 Se aplică, exact. Dar trebuie să insistăm. Exact. Dar să mai insistăm. E o chestie. Să ne dorim cu adevărat. Zizica, sunt mulți care insistă, dar n-au acel ceva. Și insista prost. Înseamnă că nu este... Cine le spune? Asta e întrebarea. Cine le spune că nu e în regulă? Că poate te aude cineva pe tine, mamă ce curaj am prins, zic, uite, chiar are dreptate, o să mai insist. Dar cu toate astea potențialul e foarte redus. Da, dar nu trebuie să-ți spună nimeni, trebuie să te autocritici. Pentru că eu mai sunt părinți care atunci când erai mică, să spunem, spuneau, păi ești frumoasă, cea mai bună, cea mai tare. Da. Și poate unii copii au rămas și la maturitate tot cu idei de genul ăsta. Maică-mea a spus cel mai frumos. Aceasta este greșeala părinților. Mama mea m-a susținut, însă era foarte critică atunci când venea vorba de dans, de look, de orice altceva. Și în primul rând trebuie să fii critic cu tine. Pentru că eu sunt conștientă că nu sunt bună ca și pictoriță sau sunt conștientă că nu am o voce extraordinară sau... Adică îți dai seama singur totuși dacă ești bun sau nu. Să zicem, este foarte simplu, vrei să fii dansator? Fă un filmuleț cu tine, filmează-te și compară-l cu alt dansator pe care tu îl placi sau îl consideri bun sau cum alegi. Și încearcă să vezi diferența. Și eu cred că cu ochiul liber poți să observi diferența dacă ești talentat sau nu ești talentat. Bineînțeles și munca, spune cuvântul, experiența și așa mai departe. Dar observ dacă ai acel ceva. Pentru că sunt foarte multe persoane, uite, eu am făcut foarte multe castinguri în ultimul timp pentru majorete, pentru trupa mea de dans și vin oameni care ei sunt convinși că sunt foarte buni și sunt atât de dezamăgită pentru că chiar oamenii se supraapreciază și nu mi se pare normal. Adică trebuie să fii conștient că ești bun sau nu. Nu ești bun acolo, nu trebuie să cedezi, trebuie să mergi mai departe, să-ți alegi altă cale, pentru că... Și la casting ai început să spui tu ești bun, tu nu ești bun? Nu, bineînțeles că nu mi-am permis să spun dar de ce ești îngrozitoare. Nu, ca și nu îngrozitoare. Nu, i-am spus pur și simplu, nu consider că am nevoie de oameni ca tine, pentru că deocamdată nu ai destul experiență. N-ai fost un pic cam finuț, adică destul experiență înseamnă că trebuie să mai acumulezi. Nu știu, nu se vede pasiunea din tine. Nu poți să-mi permiți. N-ai putea să ai o variantă B? Nu, fiecare om trebuie să-și dea seama singur de chestia asta. Nu dacă poți îmbătrânești așa nu poți în nu, analiza nu îmbătrânești. Asta. Tu ești conștient, tu crezi că ai fi un bun dansator, de exemplu? Nu știu, n-am încercat niciodată în casă. Eu pentru casa mea întotdeauna am fost cel mai bun dansator și cel mai bun cântăreț. Chiar și în baie, adică eu n-am nevoie. Dar da. Nu mă extind. Da, tu îți dai seama de da, tine. Bine, există corect? Un risc acolo, aș vrea oarecum să dansez adică la un moment, nu poți să vii undeva unde știi că, de exemplu, eu când fac un casting spun, am nevoie de experiență, etică, etică. Și vin oameni și întreb dansatori, ai mai dansat undeva? Nu. Ok, zic, ok, poate nu ai experiență, dar ești foarte bun. Și sunt foarte... Bine, aici la e vorba de educație, scăzut, nu, da? E vorba de educație. Exact. Adică, ok, nu ai experiență, dar măcar spunem că, nu știu, că ești foarte bun, adică să te vezi pe tine sau ți-au spus alții că ești foarte bun. Nu pur și simplu dansezi în casă, nu ai deloc cunoștințe în domeniul dansului, iar tu vii la mine, la un casting, pentru o trupă de dans, pentru evenimente, unde ești plătit. Adică să nu vin, am înțeles. Da, sincer, da. Eu am înțeles din prima, gata. Da, adică...
trebuie să ne cunoaștem limitele, într-adevăr să le depășim, dar acolo unde merge, dacă nu ești făcut pentru asta, nu trebuie să te descurajezi. Ai spus un lucru foarte bun, adică... după ce capeți experiență, dacă ai și ceva talent și te prezinți la un casting, s-ar putea să faci parte dintr-o trupă și... Dacă trupa respectivă are nevoie de tine. Da. Și nu spun că dacă ești bun sau nu. De exemplu, sunt anumite proiecte, da, unde vii la casting. Poate eu am nevoie, de exemplu, de două dansatoare, da? Automat, din moment ce din tot grupul respectiv vin două care sunt foarte bune și mai sunt pe lângă altele, la fel de bune, dar două care mi se par mie că se completează una pe cealaltă, automat le voi lua pe cele două, chiar dacă va mai fi una la fel de bună, lângă. Asta spun, trebuie să faci parte și să te potrivești proiectului respectiv. Nu e vorba dacă ești neapărat bun, pur și simplu dacă oamenii au nevoie exact de tine, ca și dansator, ca și look, ca și... Te potrivești sau nu în puzzle. Exact. Dar ai vorbit și de bani. Adică am înțeles că sunt foarte mulți oameni care dansează, nu știu dacă sunt profesioniști, dar dansează de plăcere, benevol, la fel de evenimente, unde artiștii totuși câștigă niște bani. Hai să ne gândim la treaba asta, luăm o scurtă pauză, pe care mie așa mi se pare că, frate, totuși, pauză, revenim. Și am revenit, bun. Ai avut timp să te gândești? Da. Mai știi la ce? Nu. Bun, deci gândește-te că sunt anumiți artiști care stau pe scenă, câștigă un bănuț, însă dansatorii vin de plăcere. Nu cred că ba există. Ba da. Poate da, la noi în Prahova, sincer. Nu vreau acum să dau nume, dar să știi că există, da, prin Prahova. Niciunul, dar nume, da. Pe partea locală, da. E o chestie urâtă. Eu știu și teoria. Spun că sunt la început de drum, că nu își permit. Da, nu e o chestie urâtă atâta din cât dansatorul acceptă, din punctul meu de vedere. Dacă niciun dansator nu ar accepta să vină benevol, automat ei ar fi forțați ori să plătească, ori să se lipsească de dansatori. Bine, dar dansatorul ăla e constrâns de o situație. Dom'le, nu se poate altfel. Mi-a promis peste 3 luni că începe să mă plătească. Poate mă vede și pe mine cineva din publicul ăsta și mă remarc, mai ales pe partea feminină. Și atunci presupun că, dincolo de toată chestiunea asta, se poate afișa și o chestie tare. O chestie care să placă. Da, doamne, uite, dansez. Da, pe urmă vine tot dansatorul, poate chiar într-o emisiune de genul, și spune: păi eu am stat la artistul X și mi-a promis, nu știu, 100 de euro pe săptămână, zic și eu, oarecare. Da, uite, să mi-o mai ofer. Bine, chestia asta nu cred că se întâmplă, sincer. Să nu... În Prahova, ba da, sunt artiști mici. Da, dar nu cred că nu li se înapoiază banii. Se restituie banii, însă... Deloc. Nu, din câte știu eu, li se spune de la început că nu vor fi plătiți pentru început. Dar din momentul... Dar știi cum e? Pentru început. Ce înseamnă începutul ăsta? E variabil, da. Lucrăm de 6 luni împreună și tu îmi zici că e început, adică ai văzut că tu încasezi și nu. Și de asta sunt foarte mulți tineri pasionați, fie că e vorba de dans, că e vorba de muzică, de pictură, de ce vrei tu, de aranjamente. Și au nevoie de experiență. Da. Se vehiculează chestia asta în România, atunci dacă n-ai experiență, nu te angajează nimeni, ai nevoie și de studii și tu mi-ai zice, bine, ai, am ceva acolo pe diplomă, să am și un pic de experiență. Da. Dar, pe urmă, omul ăla la care te-ai dus... Profită de tine, la maximum, da. Și nici nu este în stare după să spune, ai mă, că acum facem și un contract. Ai ca să fie bine pentru toată lumea. Că există pe alte zone, asta mă bucur, oameni serioși, oameni care nu lasă tinerii să fie dezamăgiți. Da, uite că la un casting de genul ăsta pe care îl organizezi tu, vezi foarte mult tineret, că bănuiesc că nu angajezi oameni de 50 de ani. Nu că n-ar fi interesant. Exact. Da. Cum se prezintă ei? Sunt interesați de job în sine? Sunt interesați de tine? Dansez cu Zizica, pentru Zizica. Zizica mă învață. Pentru bani, pentru ce? Cred că în primul rând nu pentru bani, pentru notorietate, părerea mea. Doresc să se facă cunoscuți, pentru că automat, știind că vei fi cunoscut, avansând, evoluând la un artist mai bun, automat vei fi și plătit, banii vor veni. Și ei ce spun? Prefer să stau un an, câteva luni, să spunem, dau un exemplu, nu știu exact, la un artist mai puțin cunoscut, să prind experiență și automat
intrând în lumea asta, voi auzi de castinguri, de... Poate mă va vedea cineva, exact cum ai spus, ceea ce nu prea se întâmplă, vă spun sincer. Așa, nimeni nu o să vină să te vadă pe scenă și să spună, vai, ești atât de bun, vreau să fii dansator la mine. Nu. Deci nu se va întâmpla chestia asta. Poate, nu exclud, nu 100%, dar 99%, da. Așa? Ei pentru notorietate, asta vor în primul rând, să devină cunoscuți. Automat, notorietatea costă. Chit că nu mă refer neapărat să fii dansator la un artist cunoscut. Sunt dansatori, de exemplu, din trupe de street dance, să spunem așa, cunoscute în lume, foarte cunoscute. Și sunt dansatori foarte buni care fac workshop-uri, care fac doar pentru că sunt cunoscuți și cer destul de mulți bani. La noi notorietatea e cea mai importantă în momentul de față, în orice domeniu. Dacă ești un doctor bun și ai apărut la televizor, tariful va fi mai mare. Dacă spui niște chestii atât de reale. Pentru că așa este. De exemplu, adică, ca și prezentator, așa. Da? Bine, nu am dat un exemplu bun. Să spunem un, nu știu, de exemplu, de make-up, da? Așa. Am machiat-o pe Andra, da? Automat tariful meu nu va mai fi același pe care l-aveam înainte. Pentru că din moment ce Andra m-a acceptat, automat eu sunt foarte bună, nu? Și tariful meu va fi mai mare. Chestia asta este generală. Deci din punctul meu de vedere, să apar la televizor e cel mai important în viziunea românilor. Bine, adică... mai e o problemă la mijloc. Câți oameni se mai uită la televizor? Adică, și asta e o chestie surprinzător, da? chiar încă datorită, mai avem timp? Datorită Andrei chiar văd anumite clasamente sau, de exemplu, la emisiuni, la canale de televiziune și văd câtă lume se uită, de exemplu, la România, la emisiunea pe care ea o prezintă. Te-a pus să zici România au talent. România au talent, cum ok. Chiar avem talent, de ce? Am vrut așa. La această emisiune o să vă sperie câți oameni se uită. Adică, se uită la acum televizor. Iartă-mă că spun, dintre toate canalele când ai vineri, seara, e foarte greu să te oprești pe altceva. Da, asta așa e. Da, dar lumea se uită și la alte emisiuni. Alea triste. Gen prezentate de anumite asistente sau care sunt total neinteresante. Să fim serioși, că nu ai absolut nimic ce să înveți. Bine, s-a făcut un studiu și omul trebuie să fie suficient de plictisit încât să se uite la așa ceva. Nu cred. De nu cred. Supărat cu sinele și zice, nu cred. Vorbește, nu? Nu cred. Oamenii sunt foarte interesanți. De exemplu, unde mă duc? Să-mi fac părul. Să oriunde toată lumea dă pe... Pe tabloide, da. Exact. Toată lumea de asta e interesată. Nu am auzit niciodată, vă spun sincer, să aud pe cineva, vai, să dau pe Animal Planet, pentru așa. Că am descoperit despre o specie de... Sau dăm pe Discovery și vedem ceva acolo. Nu. Toată lumea e interesată de scandal. Bine. Există acolo oameni care se uită și către acele canale există, de specialitate. Automat. E destul de rar întâlnit acest fenomen. Da. Dar de unde e atât de multe detalii despre atât de multe lucruri când tu trebuie să stai foarte mult timp pe scenă, când trebuie să gândești niște coreografii? Adică, pe bune, serios... Ai o arhivă motivațională pe care acum o dezarhivezi, da? Asta în termeni IT-ști. Da. Și adică avem ce învăța cu toții. Adică mi se pare fantastic, frate, că chiar mă gândesc la un moment dat că trebuie să se tragă un semnal de alarmă și fiecare omuleț să vadă dacă dincolo de aparențe are ceva al lui. Și că toată lumea, păi eu sunt asta, nu, asta crezi tu că asta ești. Asta crezi tu, exact. Hai să vedem ce ești cu adevărat, ce îți place să faci. Sunt oameni care lucrează în fel de fel de corporații pentru bani și nu au niciun alt motiv. Așa este. Și nu numai în corporații, peste tot. Am dat un domeniu, că ăștia săracii... Exact cum ai spus legat de dansatoare, chiar vreau să punctez asta, ai spus că sunt dansatoare care apar la televizor și oamenii au o părere... nu foarte bună despre ele. O să vorbim, da? Dar au și dreptate, pentru că, sincer, sunt foarte multe dansatoare care nu au nicio legătură cu dansul, doar arată bine și atât, să spunem. Fix cazul cu, ca și în domeniul cântatului și în domeniul, nu știu, orice altceva, peste tot. Nu, de ce pronunți tu chestia asta cu cântat? Că pe urmă mă provoc să facem un clasament și nu asta îmi doresc. Bine, aș face un clasament cu cei mai tineri dansatori sau cu cei care nu au nevoie de expunere în media ca să fie motivați. Nu m-a băgat și pe nicio televiziune. Nicio televiziune nu m-a băgat în seamă. Păi de ce să mai dansez? Că eu dansez pentru cameră
camera video. Și în felul ăsta s-ar face o oarecare diferență între cei care fac ceva pentru că își doresc și cei care fac ceva pentru că așa au zis ei că e mai bine. Pentru că în felul ăsta s-ar putea să aibă parte de ceva. Dar vezi, eu iar mă duc cu gândul către bani. Adică se întâmplă ca dansatorii așa să aibă parte de pasiunea asta, de experiența asta a vieții lor, fără ca la final de lună să se gândească la salariu? Nu ai cum. Pentru că, în primul rând, să supraviețuiești, să fii dansator, să evoluezi, îți trebuie bani, corect? Îți trebuie bani să te întreții, îți trebuie bani să evoluezi, să mergi la sală, să mergi, să ai o sală unde să lucrezi. În primul rând că este foarte greu să găsești o sală de dans unde să evoluezi, să muncești, să lucrezi, da? Îți trebuie bani pentru echipament, îți trebuie bani pentru lux, să lucrezi la lucrul tău, pentru că lucrul este cel mai important la noi. Totul depinde de bani. De ce trebuie să evoluăm? Cine ne spune să evoluăm? Pentru că oamenii și societatea a ajuns la un nivel destul de ridicat în România, din punctul meu de vedere, aparent. Adică oamenii cred că sunt mai mult decât valorează, să spunem așa. Noi tot timpul spunem, și când mergem în afară, vai, românii sunt cei mai deștepți, sunt cei mai, într-adevăr, sunt. Dar degeaba sunt dacă nu șlefuiesc această inteligență. Ei, dacă vii în România, ca și străin, în loc să observi cât de inteligenți sunt oamenii, vei observa aurolaci, etc. Tot ce avem noi negativ, să spun așa, în această țară. Chiar dacă vom da pe un program de știri. Exact, degeaba. Pentru că și altceva, noi mai avem predominant snobismul, adică noi suntem genul, chiar dacă nu am ce să mănânc acasă, vreau să-mi iau cea mai scumpă haină, să arăt bine, să vadă lumea că sunt bine îmbrăcat. Dar eu, de fapt, sau altceva, am cunosc persoane care, de exemplu, și-au cumpărat o garsonieră, însă au o mașină de ultimul tip, dar nu au bani pentru combustibil. Bine, exemplu, adică și mai tare este să stai cu chirie într-o garsonieră așa, exact, ca să ai o super mașină. Exact, și să nu ai bani de combustibil, adică da, eu... Asta e generală la români. Adică, sincer, vă spun, eu n-am mai văzut nicăieri. Nu spune asta. Eu sper că totuși este un caz izolat. Nu este izolat deloc. Dar la ce e bună mașina atunci? Hai să vedem că s-ar putea să aibă o legătură. Poate încăperea în care locuim... Dorm în mașină sau ce? S-ar putea ca prioritatea numărul 1 să fie chiar o mașină, dacă nu un motor. Depinde de valorile pe care le exploatăm și felul în care noi credem în ele sau nu. Pentru că dacă tu, o persoană, până la urmă publică, spui niște lucruri care nu prea seamănă cu ce vedem în tabloide, s-ar putea pe locuri 2-3 oameni, nu mare lucru, dar să se schimbe. Mă, nu mai iau haină de 500 de euro sau geantă de 500 de euro, că nu mă schimbă cu nimic. Îmi iau cealaltă geantă de 3-4 milioane, care tot e scumpă până la urmă și pot să fac altceva cu banii. E foarte greu să faci chestia asta, pentru că societatea oarecum îți impune. Adică oriunde te duci trebuie să fii bine îmbrăcat, să fii... La noi e chestia asta generală. Dar ce să te duci undeva? Hai ca să fie totul concret. Deci mergem într-un loc, zi, petrecerile astea VIP sau atunci când se duc vedetele și se întâlnesc toate și mai vin niște critici de modă care își dau cu părerea, că mi se pare că de multe ori nu nimeresc, chiar dacă au studii de specialitate. Mie îmi provoacă așa o greață continuă, mai ales când văd masculinul feminizat și femininul masculinizat. Bun. Problema cea mare este că noi nu ne încredem în alegerile noastre. Exact. Și în ceea ce spun ceilalți. Exact. Da. Ce? Da. De ce ți-ai luat bluzița nu știu cum? De ce ți-ai făcut părul așa? Exact. A, păi tu ne-ai auzit că se poartă în altfel? Păi cum, tocul de 12 trebuie să fie de 15? Exact. Trebuie să zâmbești mai mult? Păi nu trebuie să zâmbești în emisiunea asta. Cum ți-a zis John înainte? Și asta mi se pare. Muncim prea mult la fațadă și în interior e leopard. E urât de tot. Și e urât și nu e constructiv, pentru că nu ne ajută cu nimic. Să evoluăm și să ne facem o viață mai bună. Adică... Da, evoluăm, ne asigurăm viața după pauză, vorbim tot cu Zizica. Am revenit, suntem și pe Facebook, scriem Generația lui John.
și putem să conversăm, să dezbatem diferite teme, uneori să ne mai dăm cu părerea, să mai criticăm constructiv, nu altfel. Și dacă ne ține internetul, putem să accesăm www.prahovatv.ro. Avem acolo fel de secțiuni, ba chiar o arhivă pentru fiecare emisiune în parte, mai ales pentru asta, da? Ați văzut, zica, chiar vorbește, e imposibil, este extraordinar. Te pune, adică sunt invitați pe care am marea plăcere să i-am alături de mine, dar se crispează. La tine se înțelege, presupun că stai foarte mult în mediul ăsta și le poți da și celorlalți un pic din ceea ce ai tu. Chiar până în momentul de față te-ai gândit să ții tu niște traininguri, speech-uri, ceva acolo care... Nu. Cum am ajuns eu unde sunt? Nu. Chiar apropo de chestia asta. Nu consider că sunt o asemenea valoare, să spunem. Nu. Încă sunt undeva la un nivel mediu. Adică să înțeleg că ștacheta ta trebuie ridicată, mai ai până la visul absolut? Bineînțeles, fiecare persoană nu trebuie să își dorească un vis și să continue după ce și îndeplinește vis. Sunt unii care... Nu? Ce vrei să te faci? Doctor. Nu, că deja încep niște mici pretenții. Ceva acolo. Brutal. Așa. Cut! Păi da, după ce ai devenit brutar, vrei să devii cel mai bun brutar. Să dea Dumnezeu. Să dea Dumnezeu să fii. Profesor, nu, că asta e și mai tare. Profesor. Cut, am ajuns. Ba chiar unii se vaită așa în fața cuplului. Am ajuns, am muncit până aici, vă rog, ciocu mică, vă pun dor. Păi da, dar ai muncit pentru tine, adică. Da, e bine, ar trebui să mai și împărtășim din când în când. Hai să ne referim un pic la vestimentația pe care mai toate dansatoarele o adoptă. Chit că așa doresc, chit că așa e de sus. Mi se impune, da. Dacă mă uit la televizor, dacă mă uit la tine. Nu e vorba de tine aici. Da. Da. Când mă uit la dansatoare, văd de multe ori chiloțăreală. Da, așa. Nu înțelege că e greșit sau că publicul masculin zice, o, urât, nu-mi place, urâtul, mă prinde nevastă-mi acasă. Dar, în felul acesta, pe scenă, noi nu mai vedem niște dansatoare, ci niște persoane care își expun prea mult anumite părți. Și atât, adică, indiferent că își pierde din tehnică, nici nu mă interesează să mă impresioneze. Mă interesează să-și schimbe 10 vestimentații și toate să fie transparent. Da, sunt de acord cu ce spui tu. Eu, de fapt, detest, să spun așa, această parte a showbiz-ului care se impune, pentru că nu ne alegem noi. Eu una nu sunt de acord deloc, nu suport aceste costumații mai sumare. Însă asta se cere, adică nu prea ai de ales. Și noi la Andra tot timpul noi am avut ținute destul de îmbrăcate, să spun așa. Însă toată lumea cerea asta, adică bineînțeles nu am exagerat niciodată. Noi am avut costumații întotdeauna în limita decenței, dar toată lumea promovează sexualitatea, pentru că ăsta este adevărul, oriunde. Și chestia asta nu e numai în showbiz, este oriunde. Și bine, este o etapă, o să trecem, o etapă, și de ea. Sper din suflet să trecem, pentru că nu se mai apreciază talentul, nu se mai apreciază munca, experiența, nimic. Se apreciază fix ce vezi cu ochiul liber. Atât. Sau investiția. Frumos. Da. Există și investiția. Da, deci dacă există o investiție, corect, ea trebuie expusă, exact, da, pentru că banii respectivi trebuie recuperați. Da. Da, ai punctat foarte bine. Da. Foarte bine, dacă noi avem niște ilustrații, dacă e la un moment dat să le și arătăm, că trebuie să criticăm oarecum un pic și invitata, dar nu o criticăm, o întrebăm una alta. Nu, adică sunt anumite doamne și domnișoare care doresc să-și facă anumite modificări, dar... Nu mai sunt... Nu pentru ele, nu pentru că ele. Așa-l doresc, exact. Pentru că asta se vinde, să spunem așa. Da, da, așa este. Dar nu este vina noastră, este vina publicului, pentru că noi facem ceea ce publicul ni se ne cere. Păi fii atent, da, videoclipul știm, deci a sunat fiecare telefon în căpșorul nostru, pe aici, pe undeva ești și tu, da? Da, cea blondă. Te tot vezi pe acolo, zâmbești, ești activă, hai că vestimentația asta nu e rea. E bună. Dacă văd niște domnișoare care dansează... E vestimentația de dans aceasta. E vestimentație adecvată. De dans. Nu este exagerat. Însă, acum ceva vreme când scriam pe blog, am surprins câteva cadre pe care nu o să stăm acum să le studiem. Mă bucur. Da? Nu, chiar nu o să stăm, că o să zică lumea, Doamne, hai să mutăm emisiunea pe la 23 cel puțin. Dar sunt anumite momente
în care ceea ce criticam mai devreme poate să reprezinte ceva asemănător. Nu spun că nu e drăguț ce vedem. Ce vedem, vedem, asta este. Dar ia să reconfigurăm traseul și să vedem dacă seamănă teoria cu practica. Nu seamănă, bineînțeles. Aici, acea costumație de care spuneai este o costumație strict de dans. Aceste două costumații, costumația cu cabluri din acelea de telefon pe care o avem pe noi și cealaltă de rochita albă, sunt costumații alese fix pentru videoclip. Să fie cât mai sexy, să fie cât mai... Acelea nu sunt costumații de dans. Adică nu putem să vedem așa ceva pe scenă. Pe scenă, nu. Nici dacă cere publicul. Nici dacă cere în publicul. În mod exagerat. Nu. Adică din punctul nostru de vedere și al Andrei. Pe mine m-a interesat și mai mult punctul tău de vedere. Nu mă refer strict la compoziția pe care o vizualizăm, ci multe în alte general, exemple. În general nu sunt de acord și îmi displace total... Adică dacă facem o comparație între un videoclip care ni se părea nou acum vreo 15 ani ca fiind indecent, sexualitate expusă la maximum, și unul de acum care e mizilic, păi o să râdem, da, o să ne amuzăm și zicem, o să ne crucim, frate, asta nu este evoluție. Și tocmai asta trebuie să punctăm, pentru că dincolo de imagine și sunet rămân oameni. Adică eu te cunosc pe tine de undeva, zic, uite mă, fata e Zizica, da? Așa, și azi, cum apare ea pe acolo? Asta e că se tot schimbă cadrele astea. Uf, a fost Zizica mai devreme? Ia să ne aici, nu e Zizica, că nu e blondă. Și ușor, ușor, omul te poate cataloga, ăsta da. E cuvântul. Pentru că oamenii tind să catalogheze doar, cum să spun, chestia asta este generală și recunosc că mă afectează foarte mult ca și persoană. Pentru că când cunosc o persoană, de exemplu, și mă întreabă, cu ce te ocupi? Și spun, sunt dansatoare. Deja omul se gândește la diferite... Aole, zic, dansatoare exact. Și ta, nu. Trebuie să fie anumite chestii pe care orice om open-minded ar trebui să-l știe. Sunt dansatoare pentru că asta îmi place și îmi doresc, nu pentru că nu sunt capabilă să fac altceva. Oricând sunt capabilă, vă spun sincer, să aleg orice altă meserie, atâta timp cât îmi dau interesul, studiez și așa mai departe. Eu am ales să fiu dansatoare pentru că asta mi-am dorit și asta îmi place, asta e pasiunea mea. Și atâta timp cât pot să fiu una, să fiu bună, să spun așa, în ceea ce fac, mai bine sunt bună în ceea ce fac decât să fiu un anonim în alt domeniu. Ceea ce părerea mea este că este corect ceea ce consider eu. Însă, noi dansatorii în general avem foarte multe probleme legate de viziunea oamenilor, pentru că în afară, să spunem, în afara țării, ești admirat dacă ești dansator, ești apreciat pentru că ești talentat, pentru că nu oricine poate să fie artist. Și asta este adevărat, nu oricine. Trebuie să ai un talent născut, să fii dansator, pictor, orice altceva. Însă la noi, lumea consideră că n-are ce să facă, se face dansator. Sau e un fel de prostituție, ca să spunem așa, viața asta artistică, din păcate. Și e o părere foarte greșită. Dacă ar vedea cineva viața mea sau oricărui dansator sau cântăreț, sau cântăreț este mai activă, să spunem așa, de dimineață până seara, credeți-mă că foarte puțini ar face față. Adică eu foarte greu poți să ai o viață personală, să găsești oameni care să-ți înțeleagă viața asta haotică, să spunem așa. Trebuie să fiu în sală, la repetiții. Fac ore cu copiii, merg la meciurile CSOASE Soft, merg la concerte, la concert, de exemplu, să dansez o oră în continuu, nu este de coreografie și în forță, nu este atât de ușor, pe cât crede lumea, s-a urcat pe scenă, a dat și ea de două ori din mâini și din picioare, nu e deloc adevărat. Adică, să fim serioși, sunt doamne și bărbați care se duc la sală, trag de două ori de fiare și spun, Doamne, cât de obositor, extenuant a fost. Păi urcă tu pe scenă și dansează o oră, după ce ai stat nu știu câte ore în sală să tragi și să iasă bine, și după aceea dă-te jos, mergi nu știu câte sute de kilometri în alt oraș, după care din nou trebuie să fii fresh, să te afișezi cu zâmbet și cu bine, ceea ce simți oricum, pentru că asta simți în momentul când urci pe scenă, ești altă persoană. Eu cel puțin mă transpun, acolo simt că este lumea mea și mă simt în largul meu pe scenă. Și uit de tot, de toată oboseala, de orice altceva. Ai avut un moment de seriozitate. Da, pentru că mă afectează foarte mult că oamenii nu apreciază bine, chestia mie asta. Mi s-ar părea adică... mai corect să nici nu spese. Pentru că oamenii care sunt foarte interesați de persoana ta și care oarecum văd și dincolo de scenă, te apreciază pentru realitate, nu pentru expunere, nu pentru impresie. Așa este. Este zic,
ceilalți niște, cum să-i numesc eu, să nici nu-i jignesc, pierde vară. Oameni care încă nu și-au găsit menirea și au zis, uite, eu mă dau cu părerea despre X, Y, Z, așa și pe dincolo. Când ne uităm noi la televizor și vedem câte un scandal, de cele mai multe ori vedem o regie sau un scandal? Regie. Da, regie, da? Și dacă e regie și spuneai ceva de actorie, trep și eu, sunt curios. Nu te-ar tenta? Nu, sunt nicio formă, nu. Deci că am scris foarte mult, acum sunt pe episoade. Nu. Adică vii și azi, vii și mâine, ba mai mult. Sunt niște experți care îți analizează tonul vocii, microexpresia. Sincer, analizează degeaba, pentru că ei în continuare vor face aceleași scandaluri, vor fi prezenți la aceleași emisiuni. Apare un martor surpriză. Pot să miră o mie de specialiști. Apare un martor surpriză și spune ceva despre tine din copilăria ta. Da, bine, să fim serioși. Oamenii comentează și își dau cu părerea. Mie mi s-au întâmplat atâtea chestii, adică inclusiv oameni, să spunem, care locuiesc cu mine pe stradă, care am descoperit că vorbesc foarte urât despre mine, care mă cunosc de când eram atât și știu ce prieteni am avut, ce muncă am depus, ce... că eu niciodată n-am stat în fața blocului, n-am hoinărit, am muncit de când mă știu, adică am muncit, bineînțeles, cu plăcere. Și ei tot vorbesc urât, adică dacă oamenii aceia care mă știu de mică vorbesc urât despre mine, ce să le mai cer altora care stau la televizor și se uită pur și simplu și văd decât dans sau nu știu, adică da, într-adevăr, lumea generalizează, crede că dacă sunt două domnișoare care vin și se dezbracă la emisiuni și iscă scandaluri, să spunem așa, au impresia că toate sunt la fel, toate femeile sunt la fel sau toți bărbații sunt la fel sau care apar la televizor. Dar e total greșit, adică sunt oameni care, cum este Andra, Nico, pe care le respect și le iubesc din toată inima, sunt oameni cu adevărat talentați, oameni care sunt deosebiți și vezi comentarii, gen, pe YouTube, în diferite locuri, atât de răutăcioase și atât de urâte, mă supără foarte mult, pentru că în loc să apreciez că ai o asemenea valoare la tine în țară, tu tot ce încerci este să rănești imaginea persoanei respective. De ce? Ești cunoscător cumva? Ai orice studiu în domeniul respectiv? Nu. Ce faci? Păi sunt casnică. Păi tu dacă ai o viață distrusă și... Sincer, pentru că asta e, dacă tu nu ești capabilă să-ți iei un job sau nu vrei să-ți iei un job sau așa, ai impresia că dacă stai în fața televizorului ai dreptul să critici, dar este total greșit. Al doilea moment de seriozitate pentru adică... Zizica și trebuie m-am enervat! Da, ăsta e un lucru bun pentru că ți-am spus, tu împărtășești cu noi niște experiențe. Bine, nu sunt de acord cu casnica, să arăt să fiu o casnică. Nu, glumeam, poate... nu mi-a venit orice exemplu, mai, nu casnică mai, și m-am mai avut casnică, calcă, deci... mai... Nu, glumesc. Glumesc. Nu, spuneam pur și simplu orice job cu care nu ești fericit. Asta încercam să spun. No, sunt niște oameni atât de frustrați asta și atât de neînțeleși spun, încât trebuie oarecum să se evidențieze undeva și încep și se ceartă, dar să știi că acele comentarii pe YouTube n-au nicio legătură cu clipul pe care noi îl vizualizăm. Dar asta mulți nu știu, adică comentariile sunt comentarii, exact. Clipul este clip. Că acum se mai strâng niște oameni pe acolo, sunt chiar comunități, dar ei asta fac. Unul începe, spune ceva, după care intervine celălalt, după care se ceartă, păi cine ești tu? Ce? Ar trebui să ne intereseze din ce în ce mai puțin fluxul ăsta de informație negativă și să ne axăm pe ceea ce ne dorim noi. Am văzut că pe noi ne interesează foarte mult să schimbăm ceva în lumea asta, de arătăm pe aia din Kiev, nu știu dacă ești în momentul de față la curent cu ce se întâmplă acolo, după care ne reîntoarcem la România noastră și rămânem la taxe, impozite și nu învățăm nimic. Așa că cel mai simplu lucru este să renunțăm la ce nu ne place. Dacă, spre exemplu, văd o persoană care nu e compatibilă cu mine, dar totuși insistă, o țin la distanță. Știi ce se întâmplă în România? Exact inversul. Așa. Adică mi se pare mie că mă pot certa cu tine în emisiunea asta, păi hai să ne certăm. Hai să ne certăm. Da, deci hai să ne certăm și gata. Și în felul acesta, cei de acasă știm sigur că și ei vor comenta. Cu siguranță. Indiferent că de mine, indiferent că de tine, de ce, bă, ce s-a întâmplat, ce a băut ăla, ce a mâncat Zizica. De asta, da? Și uite, așa îi ținem pe toți ocupați. Asta e o chestiune pe care de fel nu putem să zicem la televizor, dar încă mi-o permite. Nu, așa adică este, da. Îi ținem ocupați
ca să nu le meargă mintea. Românul e foarte inteligent. Da, nativ, foarte discutând, inteligent, el se descurcă, pentru că altfel, până în momentul de față, ar fi făcut ceva. Indiferent cât de grea e viața, mai se duce în stânga și în dreapta. Dar, spunem, de la dans la coreografie, de ce te-ai duci și către coreografie? Era prea puțin pentru tine din punct de vedere financiar? Era atât de mare pasiunea și dragostea încât voiai și mai mult? Da. Pasiunea era destul de mare și mi s-a oferit șansa, din nou, după cum spuneam, Ionuț Georgescu, da, președintele de la CSU Asesoft, a ales să facă anumite schimbări în trupa majoretelor și mi-a propus, uite, ai vrea să fii coreografă, pentru că în ultimul an, înainte să fiu coreografă, începusem să contribui la coreografii, să-l ajut pe fostul nostru coreograf Ionuț Măcinic, pe care îl apreciez foarte mult, și începusem să colaborăm, să-l ajut cu cât puteam. Și eu și colega mea, Loredana Lungu, amândouă încercam să contribuim, și mi-a plăcut foarte mult. Și el m-a întrebat, ai vrea să preiei ștafeta, să încerci să faci coreografii? Și am spus, băi, nu-ți promit nimic, eu încerc. Și rezultatul a fost destul de bun, părerea mea, și ușor, ușor am evoluat în coreografie. Bine, asta s-a întâmplat acum foarte mulți ani, am început. Și mi-a plăcut, am descoperit că îmi place foarte mult chiar. Și am început ușor, ușor să fac din ce în ce mai multe coreografii. Am ajuns după aceea coreografă la trupa de dans academic autentic a Universității Petrol și Gaze din Ploiești. Trupă la care am renunțat între timp, deoarece mi-am făcut trupa mea, Happy Dance Street, și a început să-mi placă foarte mult. Am început să, mai ales lucrând cu copiii, automat îți dezvoltă firea asta, cum să spun, să vii cu idei, să creezi ceva, da? Exact, creativitatea, exact. Și am zis, de ce nu? Și ușor, ușor am început să evoluez. Îmi doresc să fac dansuri și mai bune, și mai... nu e foarte ușor să fii coreograf. Adică eu nu spun că sunt o coreografă bună. Mai am foarte multe de învățat. Cu toții avem. Exact, cu toții avem. Însă a fi coreograf, ceea ce trebuie să înțeleagă majoritatea celor care își doresc să devină coreograf, nu înseamnă să faci niște pași pe care îi pui aleatoriu și pe o muzică oarecare și să spui gata, am făcut coreografie. Nu. În primul rând, trebuie să aibă legătură cu piesa aleasă, da? Pașii trebuie să aibă o anumită legătură cu textul respectiv, cu ritmul piesei. Pașii trebuie să exprime ceva. Nu să fie pur și simplu niște pași luați după YouTube, care nu exprimă nimic, nu semnifică nimic, și altceva. Să ții cont de echipa pe care o ai. Eu, ca și coreograf, niciodată nu pot să-mi fac o coreografie pe care o simt eu. Gata, mi-am făcut o coreografie care îmi vine mie bine. Nu, eu când fac o coreografie mă gândesc de 3 ori. Stai puțin, pasul ăsta ar putea să-l facă toată trupa mea? Bineînțeles că sunt anumiți pași care nu pot toți, dar învață și reușesc. Dar, de exemplu, anumite chestii de acrobație sau eu știu, nu știu, ceva ce mie specific. Eu nu pot să fac chestiile astea și să nu mă gândesc la ei. Pentru că interesul meu este ca și trupa mea să fie cea mai bună. Nu să reușească decât 2 dintre ei, restul să fie haos. Deci în restul trupei să fie haos, doar pentru că eu îmi doresc să aleg niște pași, să fac niște pași care, nu știu, sau ca să ieși în evidență sau mai știu eu ce altceva. Nu, bun, da. Zi-mi, există vreo asemănare între un coreograf și un lider? Nu. Un o lider asemănare este... au e o afinitate între ele, însă nu este același lucru. A fi lider înseamnă tot ce ține de organizare. Deci să știi să ții, să formezi un întreg din trupa respectivă. Asta înseamnă să fii lider. Să fii coreograf înseamnă pe partea de dans, tot ce ține de dans. Adică să fie un nucleu, dar tot ce ține de dans, să fie sincron, să fie tehnic, pe partea tehnică. Dar se poate, eu am fost la Academic Autentic, unde eu eram coreografă și coordonatoare, a fost prima oară Cornelia Alexe, după care Alina Vasile. Alina Maria Vasile. Așa că noi ne îmbinam foarte bine, deci nu e nicio, nu are nicio legătură. Într-adevăr, dacă poți fi coreograf și lider, este cel mai indicat, pentru că tu știi cum să lucrezi cu echipa ta,
e mai ușor, într-adevăr. Dar sunt două chestii cât de cât diferite. Adică poți să fii lider și să nu fii coregraf. Eu mă gândeam că după ta experiență de viață, să nu se ne urăte, adică nu, foarte tânără, dar cu multă experiență, da, poți să aduci niște oameni cât mai în față și să îi ții după tine. Eu așa văd un lider. Liderul e ăla care influențează și zice, haide, haideți după mine și ceilalți vin. Zic, oh, bun. Eu bun. Am prietene și prieteni pe care, cu care am crescut, să spun așa. De fiecare dată am încercat să-i ajut cât am putut. Recunosc că am făcut foarte multe greșeli. Cred că e firesc și îmi pare rău pentru... Dacă ai învățat din ele, nu trebuie să-ți pară rău. Da, trebuie să-ți pară bine este că au venit la timp. Eu i-am luat după mine peste tot. Adică la ASE Soft, când am făcut casting, bineînțeles că mi-am luat oamenii dragi care erau deja dansatori și am încercat să-i ajut, să muncesc cu ei. Eu i-am învățat tot ce știam. Mai mult de atât, nu am putut să-i învăț. Și automat oamenii de lângă mine, pe care i-am văzut pasionați și care au potențial, i-am luat la echipa de majorete, la trupa mea de dans. Adică eu tot timpul am muncit cu ei. Asta ei... Pot spune orice, dar sunt conștienți de chestia asta. Tocmai pentru că am văzut potențialul din ei și am văzut că sunt pasionați. Într-adevăr, anul trecut, câțiva dintre ei s-au îndepărtat de mine, să spun așa. M-a durut foarte mult, recunosc. Însă ăsta este firul vieții. Adică eu le-am oferit tot ce am putut. Sunt conștientă că am făcut greșeli, însă de obicei știi cum se spune. Prefer să ți se spună în față, ca să poți să le îndrepți. Asta e viața, ei au ales altă cale, să spun așa, fiecare cu firul vieții. Însă în momentul când lucrezi foarte mult timp cu niște oameni, te atașezi, nu numai profesional. Și te doare când se îndepărtează de tine fără să-ți spună, băi, ai greșit, hai să încercăm să rezolvăm chestia asta. Nu, au ales pur și simplu să plece din echipa mea. Nu, adică recunosc, mă supără în continuare și mă doare ca prietenă. Profesional, oricând sunt actori, nu e nicio problemă. Mi-am făcut după casting, am făcut o trupă destul de mare, deci am dansatori foarte talentați și foarte buni pe care îi apreciez, dar eu întotdeauna am încercat să iau după mine pe cei care am considerat eu că merită, să spun așa. Și uite, așa emoțional o mai are un pic de suferit. Urmează o întrebare dificilă. Da. Nu, cam cum, cât de dificil? Dificil pe o scară de la 10. Adică matematic discutând nu-mi iese ceva. Ce? Mi-a arătat de tare cu virgulă. Muncești mult? Foarte mult, da? Atât de mult încât ai presimt nevoie. Da, presimți? Presimt. Da. Hai spune. Fiecare persoană, așa, eu cred că ar trebui să fie o regulă. Așa. Are nevoie de viață personală? Da. Are nevoie de timp liber? Da. De o activitate care n-are nicio legătură cu pasiunea, cu munca, sau dacă e pasiune, să fie pasiune, dar nu pentru ceilalți, ci pentru tine și atât? Recunosc că viața mea personală a avut de suferit, dar din păcate întotdeauna am lăsat-o pe ultimul loc. Pentru mine profesia a fost cea mai importantă întotdeauna, însă am ajuns la o vârstă la care am început să apreciez la fel de mult partea profesională și să-i dau la fel de multă importanță, însă să-mi fac timp și asta îmi doresc cel puțin, nu știu dacă reușesc, dar să vreau o familie, vreau un copil, adică nu acum, nu în acest moment, însă am altă viziune, pentru că am făcut o vârstă și simt nevoia aia de liniște, de pace sufletească, de iubire, de... Până acum am fost foarte activă, nu mi-a stat capul la familie, la... Ai mei întotdeauna m-au susținut, am avut prieteni care, fiind din același domeniu, mi-era foarte ușor să iam ca prieteni, dar acum am și alte idealuri, să spun așa, mai... Un alt prag spiritual, exact, da? Exact, un pic de maturizare. Uneori chiar nu strică. Ăsta e finalul. Și la final, pentru toți cei care își doresc să ajungă aproape de tine, aproape de tine, aproape de ceea ce faci tu, care ar fi totuși acel ceva? Care mie totuși mi se pare că e diferit față de orice rețetă, orice plan de bătaie. Ce vrei tu? Cred că ce mă caracterizează cel mai mult este pozitivitatea.
Din punctul meu de vedere, eu cred în legea atracției. Dacă îți dorești ceva cu adevărat, cu adevărat, asta se va întâmpla. Însă, pentru că nu se va întâmpla pe calea pe care tu ți-o dorești, lumea are impresia că nu se îndeplinește. Însă dacă stai să analizezi, chiar are loc visul respectiv. Însă pe calea pe care trebuie, nu pe care o vrei tu. Și sincer, tot ce mi-am dorit în această viață am avut parte, pentru că mi-am dorit din suflet și am muncit foarte mult. Ai avut pile către univers? Universul tot a ajutat? Nu, universul a știut că fac totul cu pasiune și fac nu orice, aproape orice să-mi ating scopul, să spun așa. Și tot timpul am știut că va fi bine. Cum e și piesa, inevitabil va fi bine. Mă gândeam pentru că fiți mai pozitiv și lăsați puțin răutățile astea la o parte, pentru că lumea e mult prea preocupată de viața altora decât de a lor. Și cred că n-or să ajungă nicăieri. Și sunt mult prea răi oamenii din ziua de azi. Hai că îi schimbăm noi sau se schimbă ei. Fiți mai buni, fiți mai îngăduitori, mai vedeți partea bună întotdeauna a lucrurilor. Probleme vor fi în continuu. Deci niciodată nu va fi cineva care să spună: eu nu am probleme, domne. Eu nu am probleme, sunt cel mai fericit. Nu, va spune că e cel mai fericit, dar va ști cum să treacă peste probleme. Adică despre asta e vorba. Fii pozitiv. Zizica, îți mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Eu totuși te-aș sfătui, scoate mamă o carte, că nu se trebuie, pe cuvânt la modul foarte serios. Mulțumim mult pentru prezență. Trebuie să-i mulțumim cui? Prahova, zidezi.wordpress.com, da. Gabriel Dima, mulțumim tare mult. Astăzi, nu e greu, nu e nici ușor, nu ne face nimeni rost de vreo rachetă după zi pe alta, nu toată lumea se are bine cu măruță. John, să ne auzim și mâine de la 16:45, până atunci numai bine. Pa, pa!